După un început echilibrat de meci, Dunărea Călăraș a reușit să preia conducerea, iar la pauză tabela indica scorul de 9 la 11. Profitând de intervențiile portarului Valeriu Erhan, sucevenii au întors rezultatul în repriza secundă. Cu 26 de secunde înainte de final, CSU Suceava conducea cu 20 la 19. Călărășenii au cerut time-out pentru a pregăti ultimul atac, iar Nostrati a reușit să înscrie cu 2 secunde înainte de final. Un meci tensionat, un meci al apărărilor s-au dat doar 20 de goluri de fiecare parte. Nu știu, din punctul meu de vedere a fost o greșeală a noastră la cum am gestionat finalul de meci. Am avut 19-17, de acolo am dat un singur gol și am primit 3. Cred că acolo a fost puțin problema, suntem o echipă destul de matură, trebuia să fim în stare să ținem diferența, am avut și atacul. Dacă ne-am fi dus, probabil ar fi fost decisivă diferența. Vreau să felicit ambele echipe, atât colegii mei cât și foștii colegi pentru meciul de astăzi. A fost, după cum ați văzut din prisma rezultatului, un meci de o încărcătură atât fizică cât și emoțională foarte, foarte greu. Foarte greu. Din păcate, rezultatul nu cred că avantajează pe nimeni dintre noi. Ne-am dorit noi foarte mult cele 3 puncte, atât cei cât și-au dorit, dar până la urmă trebuie să ne mulțumim și cu asta. E dureros că e a doilea meci acasă la rând în care terminăm la egal. Poate cu puțin atenție pe final câștigam noi alea cele 3 puncte puse în joc astăzi. Da, meritam mult mai mult. Băieții meritau mult mai mult. La ce meci a fost astăzi și cum a fost echipa, au luptat incredibil. Vreau să-i felicit. Un târjor într-un picior, un Burlacu și cu Baican și cu Budi, un meci întreg, plus ceilalți. Deci a fost, îmi pare rău acum că s-a accidentat și Petrea. Astea sunt lucruri mai urâte. Un meci extraordinar, n-am avut șansă, spun acolo, n-am avut timp să ne pregătim și cu... Așa a fost să fie. Felicit încă o dată băieții și dacă o țin tot așa, vom face un handbal frumos la Suceava. În următoarea etapă, a șasea din Liga Zimbrilor, CSU Suceava va juca miercurea viitoare pe terenul formației Minaur Baia Mare.